Doar văzând corpul sfânt al lui Guru Buddha Shakyamuni, putem atinge o stare de mare plăcere și ne putem liniști toate afecțiunile mentale. Când ne gândim la corpul istoricului Buddha, este firesc să ne gândim la el ca la un corp uman obișnuit. Imaginile lui Buddha după iluminare arată un călugăr din India stând pe un tron sau printre copaci cu sangha lui. Corpul lui este foarte frumos și uneori cu o aură în jurul capului său, dar este totuși un corp foarte uman. Dar acesta este doar o manifestare a corpului lui Buddha. Fiecare por și fir de păr al corpului lui Buddha are puterea de a se manifesta sub diferite forme pentru a ajuta nenumărate ființe, iar fiecare manifestare poate avea funcția de trup sfânt, cuvânt sfânt și minte sfântă. Puteți studia simbolismul tuturor aspectelor diferite ale corpului lui Buddha, dar este nevoie să știm despre asta pentru a primi binecuvântarea lui. Alină faptul că îi vedem protuberanța de pe creștetul capului, urechile lui lungi și ochii lui mari și blânzi. Ne simțim inspirați când începem să înțelegem cum aceste semne simbolizează calitățile incredibile ale lui Buddha. Dorim să ne comportăm într-un mod care să ne conducă și pe noi la dezvoltarea acestor calități și să obținem corpul lui Buddha. Doar vederea imaginii lui Buddha poate fi un declanșator pentru ca noi să pornim în călătoria spre iluminare. Oricine vede un Buddha se înfrânează. Ori de câte ori stau în picioare sau stau așezați, chiar dacă sunt lângă cineva sau în spatele lor, acea persoană simte ca și cum s-ar uita direct la ea. Doar văzându-l pe Buddha, oamenii devin foarte blânzi, iar gândurile rele dispar. Devotamentul apare în mod natural. Datorită puterii obiectului, doar a-l vedea pe Buddha este o purificare incredibilă.